Acest paradis era până acum câteva decenii unul secret. Pădurea Mabu din Mozambic a fost descoperită abia în 2004 de profesorul britanic Julian Bayliss. Welcome to Eden, welcome to the center of Mabu Forest. This is about as good as it gets. Profesorul Bayliss a descoperit aceste locuri nu în stilul clasic al expedițiilor din secolele trecute, ci uitându-se pe Google Earth, unde căuta păduri tropicale africane. A descoperit apoi uimit că niciun cercetător occidental nu ajunsese vreodată aici, fie din cauza că această zonă de 70 de kilometri pătrați este extrem de izolată, nu sunt drumuri, fie pentru că în Mozambic au tot avut loc violențe. Peste 670 de specii trăiesc aici în Mabu, multe dintre ele complet necunoscute până acum. It was like 4 meters up in a small vine, Zicambia baylissi. It's a chameleon which is only found on Mount Mabu. Pădurea Mabu este supranumită și pădurea fluturilor, pentru că toamna mii de specii de fluturi zboară de-a lungul cursurilor de apă până pe vârful muntelui Mabu de 1700 de metri. Baylissi papiana. Poppy is named my daughter, so this one is named after my daughter. Este un tip special de relief numit și insulă la înălțime, pentru că este o zonă montană izolată de câmpiile din jur. Pădurea Mabu este o poveste de succes. Autoritățile mozambicane au decis să o transforme în zonă protejată, în care exploatarea lemnului sau mineritul sunt ilegale. Mozambicul își propune ca până la sfârșitul deceniului să protejeze aproape o treime din teritoriul său.